Bunul nostru Hristos a înviat, iar de această dată o să discut pe scurt despre mai multe scrocherii apărute în ultima perioadă, să le numim simplu găinările lunii aprilie, pentru că niciuna nu merită un clip separat, fiind destul de puierile, însă că în ciuda acestui fapt lovesc și au lovit și la case mai mari. Și o să vă arăt pe deasupra cum să vă recuperați garantat conturile de YouTube, în caz că ați fost blegi și ați căzut pradă scrocilor și ați avut impresia că ofertele lor sunt pe bune, că vă oferă un triliard de dolari pentru o integrare de 20 de secunde, fraierindu-vă astfel să descărcați malware în calculator, cum se tot întâmplă de ani de zile. Deci să trecem la primul subiect. O bună prietenă a canalului, după cum știți cu toții, Andra Gogan, este nevinovată. Andra Gogan este nevinovată. Poți spune multe despre ea. Poți zice că nu e sirenă. Poți spune că nici măcar nu e în top 3 sirene din sirenele. La o adică poți chiar să insinuezi că Jason Derulo nici nu-și mai aduce aminte de ea, că a fost doar o amintire trecătoare. Dar nu poți spune despre Andra Gogan că promovează înșelăciuni de tip phishing, oricât de sirenă ar fi ea, sau escrocherii cu mina de Bitcoin pe Telegram. E absurd. Cu toții am fost etichetați cel puțin o dată în astfel de postări pe Instagram, de boți aflați în spatele unor conturi proaspăt create și de obicei în poze sunt diverse figuri feminine, posibil ceva influenceri din străinătate, iar alăturat era un text în care eram anunțați că am câștigat iPhone-uri, carduri cadou, you name it, și că să intrăm pe linkul din descrierea contului, ori pe linkul pus pe story, pentru a le revendica. Acum știu că e foarte cringe toată țeapa asta, însă blegi sunt că altfel n-ar mai fi scheme dintre astea de Liga 5 în spațiul virtual. Recent s-au gândit găinarii din spate că mai bine folosesc pentru targetul mioritic poze cu persoane cunoscute în showbizul românesc, ori în seriale de YouTube de mare anvergură, așa că s-a ajuns la a fi folosite în mod ilicit poze cu Andra Gogan și Anda Adam, pe premisa că publicul lor țintă e ori prea tânăr, la Anda Adam să mă ierte Dumnezeu, cred că au dat kicks aici, ori prea incapabil pentru a mirosi escrocheria asta low effort. Eu am fost uimit că mesajul ăsta, în care mi se aduce la cunoștință că Goganca ta de țepe, este primit de la un cont al unui individ de, apreciez eu, 30 de ani lejer. Deci tare am impresia că acest bărbat de 30 de ani s-a lăsat dus în derizoriu cum că Andra Gogan aș fi în spatele țepei, ceea ce e jenant. Am vrut să vă arăt ce se întâmplă dacă dai click, că vei fi redirecționat pe un site pe care să-ți introduci datele personale, urmate de datele cardului, pentru a plăti așa zisul transport, oricine știe ce fee de 1-2 dolari, ca mai apoi să se întâmple evidentul și să-ți fie furate datele cardului, iar datele personale vândute mai departe în baze de date. Din păcate, pe mine, din câte vedeți, m-a redirecționat pe site-ul ăsta, dar mânăria din spate este cum v-am descris-o, puteți ignora lejer postările de genul în care sunteți etichetați și să raportați contul respectiv, ori dacă vă deranjează prea tare, puteți intra în setările contului de Instagram, dați pe mențiuni și selectați să puteți fi etichetați doar de către persoanele pe care le urmăriți. Simplu. Cealaltă schemă care se folosește în mod fraudulos de imagine Andrei Gogan este de data asta o reclamă plătită de un cont cu 0 urmăritori, care duce către un grup de Telegram unde regăsim un așa zis bot de crypto mining. Pentru că dacă e cineva în care să ai încredere când discută despre Bitcoin și crypto, atunci cu siguranță acel cineva este Andra Gogan. Nu? Atât îi duce mintea pe șarlatani. Schema fiind similară cu cea pe care v-am arătat în episodul din ianuarie, numit Am aflat unde stă țeparul crypto și câți bani a făcut. Deci, în privința asta, mândării low effort, neplauzibile. Acum, menținând firul narrativ pe YouTuberi, vloggerul de tehnologie canadian Linus a fost victima unei țepe la fel de puierile acum câteva săptămâni și vreau să vă explic ulterior și cum să vă recuperați cu certitudine conturile de YouTube în cel mult câteva zile, în caz că ați picat sau să picați la un moment dat în plase de genul ca creatorii de conținut. Bănuiesc că mulți știți cel puțin vag despre situația asta, însă vreau să vi-o explic pentru a înțelege modul de operare, iar creatorii de conținut să fie precauți la acest mod, ori dacă n-au fost să înțeleagă cum să-și recupereze conturile de YouTube în caz că au picat pradă scamurilor. Deci cineva din echipa lui Linus, care are rol pe canalul său de YouTube, cât și acces la mailul de contact al canalului, ar fi mușcat momentul cu ofertele false, pe care cu toții le primim cel puțin de câteva ori pe săptămână. Aveți aici exemple de astfel de mail-uri frauduloase. Ei bine, a primit un mail cu oferte de colaborare pentru Linus, a discutat cu șarlatanul care se dădea drept a fi reprezentant pentru ceva companie mare, a descărcat PDF-ul cu instrucțiunile trimise de către acesta, a dat să-l deschidă, nu s-a deschis. Cel puțin așa a avut impresia, pentru că în realitate era un executabil care îți lasă impresia că e un PDF obișnuit, executabil care era de fapt un screensaver care a început să ruleze în background, premiza fiind session cookies hijacking, prin care șarlatanul din spate a obținut astfel acces la toate sesiunile, setările și extensiile din browserele de pe PC-ul celui din echipa lui Linus și a pornit șarlatanul imediat live pe canale cu deja prea știutul crypto scam prin care se folosesc de imaginea lui Elon Musk, punând ceva filmări
mării contrafăcute cu el pe fundal și încercând să păcălească oamenii că dacă vor da click pe linkul din descriere și vor transfera o sumă de bani în Bitcoin, vor primi dublu înapoi. Și țeapă penibilă, știu, dar iată că dă roade. Linkul din descriere, fiind către un domeniu înregistrat cu doar câteva zile înainte, îți ia 10 secunde să verifici, însă cum unii oameni n-au fost mai curioși în a descoperi internetul în afara platformelor de socializare, e mai complicat. Așa că, din câte am înțeles, șarlatanii au păcălit diversi abonați de lui Linus cu peste 8.000 de dolari. Deci s-au făcut cu ceva cașcaval în timpul în care live-ul a rulat pe canal, pentru că YouTube-ul a luat măsuri imediate și a suspendat conturile lui Linus până s-a soluționat problema și s-a aflat cauza. Acum, omeala asta cu presupusul PDF au mușcat-o și o mulțime de creatori autohtoni, precum Viziunea Românească, din atenție, că i s-a părut o idee bună să verifice ofertele de colaborare la 1 dimineața. Alții, precum Montana, au zis, bănuiesc, mă, nu e prea frumos să fie adevărat. Ce se poate întâmpla dacă dau click pe oferta asta de colaborare de triliarde de dolari? Cipriane, am nevoie de ajutor, Montana sunt. Mi-au spart toate conturile de YouTube. Doar nu mă bag ăștia iar la pușcărie. Adevărul este că e o escrocherie care se bazează pe faptul că nu vei intui că ăla nu este un PDF real, punându-i fișierului un nume lung, ca ultimul lucru pe care îl citești să fie .pdf, dar de fapt să nu fie așa. O secundă de neatenție îți trebuie și chiar dacă realizezi, va fi prea târziu. Așa zisul Elon Musk, deja e live pe canalul tău. Deci se poate întâmpla, chit că ești destul de precaut. Așa că o să vă zic cum să vă recuperați conturile de YouTube garantat, în caz că ați fost naivi și v-au preluat escrocii accesul la contul de YouTube. Deci nu trebuie să vă panicați, am recuperat prin metoda asta 10 de conturi, funcționează de fiecare dată, nu e nevoie să vă ofer alte alternative. Am intuit-o singur, în timp ce internetul îți recomandă că dacă ți-a fost furat contul de YouTube, să dai tweet-uri în care să zici că ți-a fost spart canalul de YouTube și să-i dai tag contului Team YouTube, că poate îl observă și te bagă în seamă. Pe scurt, metoda mea e mult mai simplă și implică două lucruri la fel de simple. Trebuie să fii în programul de parteneriat YouTube și trebuie să ai o cunoștință care să creeze și a conținut pe platformă, care la rândul ei să fie în parteneriat. Îți faci de pe alt dispozitiv, o recomand chiar un alt device, un cont nou de Gmail, îți iei buletinul și mergi la acest prieten YouTuber, ori dacă nu vrei să mergi, intri prin TeamViewer în calculatorul lui. Atenție, trebuie să faci una din astea două chestii pe care ți le zic, pentru că doar tu poți și trebuie să vorbești numele tău. Apoi, el trebuie să fie logat pe contul său de YouTube și de Google și intri de pe acel cont de-a lui pe linkul lăsat de mine în descrierea clipului ăsta și o să vă apară Chat with a member of our team. În cazul în care nu apare asta, urmezi pașii Get support, Get creator support, Channel and video features, Request chat. Intri pe chat, îi explici angajatului YouTube cine ești, că ai intrat de pe contul unui prieten și că ți-a fost furat contul de YouTube și îi dai detaliile necesare. Pentru a confirma că ești tu, s-ar putea să-și ceară o poză cu buletinul tău, așa că le-o dai, iar ulterior te vor îndruma să continuați discuția pe mail, unde te vor ține la curent cu ce se întâmplă. Iar de aici va fi o chestiune de ore, ori câteva zile, până îți vei recăpăta acces la contul de YouTube și totul va fi exact ca înainte, cu conținutul pe care l-aveai încărcat și cu escrocul care îți furase contul scos de pe el. Deci, simplu. Și repet, YouTube își va face categoric treaba, mergeți pe varianta mea, că ce zice aici Linus e pur și simplu o aberație. And another big problem is that this approach, you know, one-on-one, only benefits larger channels like ours. I've seen quite a few people, rightly, express some resentment that we were able to get this resolved so quickly when their favorite niche creator X or Y struggled with it for an extended period of time. Or even never got it fully resolved. Am recuperat canale cu 10 și sute de mii de abonați și n-am văzut ca YouTube să trateze în mod preferențial vreunul dintre acești creatori. Dar asta datorită metodei mele bănuiesc că dacă stai și dai taguri pe Twitter, mă îndoiesc că vor vedea în cel mai util timp toate menționările, mai ales de la conturi cu câțiva followeri și fără poze de profil. Deci fiți prudenți și niciodată nu răspundeți la mail-uri care arată similar cu ăsta și care sunt trimise de pe astfel de adrese de mail. Următoarea țeapă este apărută de câteva zile și este doar o reîmpachetare altă. Țepe, precum a tot cunoscuta țeapă cu livrarea prin OLX și nici nu vă dați seama cât succes a avut și cât s-a picat în plasa aia. Iar asta e pe atât de simplă, pe atât de eficientă dacă aștepți vreun colet și dacă ești extrem de neatent sau nu ieși din spațiul Facebook, Instagram, TikTok. Primești mesajul ăsta pe telefon cum că adresa de livrare a coletului dumneavoastră este greșită, vă rugăm să actualizați adresa în 24 de ore sau va fi returnată. Și în mesaj găsim și un link dubios pe care dacă dăm click ne redirecționează pe poșta linuțelor neaua. Care imită site-ul Poștii Române. Poștaromână.ro
poștarul ne-a apuncă că tot aia, nu? Scrollăm puțin și aflăm că pachetul dumneavoastră este în stare neobișnuită și cum că pachetul a fost returnat la cel mai apropiat centru de distribuție din cauza adresei stradalei greșite. În continuare, în loc să zică să actualizezi adresa, îți zic amatorii să actualizezi starea coletului. Ba chiar ne arată datele de urmărire a pachetului de pe 25 până pe 29 aprilie. Dăm click pe actualizare, introducem absolut orice date, dar dacă ești black și introduce datele tale, cu atât mai rău, că îți vor fi folosite și în alte feluri și cu siguranță vor încerca să te păcălească pe viitor mult mai concret, avându-ți numărul de telefon, numele complet și adresa, iar după suntem băgați pe... pagina unde suntem informați că relivrarea costă 2,9 lei și va fi livrat în cel mai scurt timp coletul. Și mai jos să ne băgăm datele cardului pentru a face plata de 2,9 lei. Și uite așa îți fură datele bancare și te trezești cu zeci de tranzacții la scurt timp dacă îți bagi datele cap regul. Simplă și deloc de subestimat, dintre toate găinerile astea puierile despre care discutați, asta este la în lumină de succes distanță de restul. Naivitatea se plătește prin poșta... Și acum să trecem la ultima țeapă din listă, în spatele căreia sunt conturi false de Instagram, ale unor scammeri străini care își cumpără zeci de mii de boți care să le dea follow și like-uri și bagă bani în reclame pentru a te atrage să investești pe așa zisa lor platformă de pariuri sportive, promițându-ți câștiguri zilnice de la 500 de lei în sus. Unul dintre conturi se numea Călin.ans când văzusem eu reclama, acum vreo două luni, care între timp s-a dus, așa că acum s-a făcut un alt cont pe numele Călin.first, iar când ăsta va fi închis, va fi făcut altul cu alt nume similar și tot așa. Este o găinărie, iarăși, la mintea atomițelor, conturile sunt proaspăt făcute, atât ăsta cât și altul, Bogdan Popa 1311. Conturile sunt proaspăte, repet, româna e de Google Translate, pozele de altfel flashy, ca să impresioneze și convingă naivii sunate de pe net, evident, fiind plin Instagram de această escrocherie, cu aceleași poze în multe țări. La noi, de exemplu, contul se numește Călin.first, în Ungaria se numește Tamas.an, vedeți, sunt structurate aproape identic, iar pozele sunt furate de pe contul Antonio.redkin. În cele mai multe cazuri, tactica este următoare. Te pun să-ți faci cont pe cazinouri online, dar în realitate, acestea sunt de fațadă, sunt false, făcute de ei, să imite cazinourile reale și spun că ei vor lua comisiuni de 10%, dar doar după ce câștigi banii promiși de ei prin strategia lor. Așa că ideea este că tu o să le trimiți banii lor bancar, dar doar după ce îți retragi tu câștigul promis din cazinouri. Mai precis, îți înstrăinează ideea că ar fi țeapă, că tu practic nu le transferi lor niciun ban înainte, ci doar dacă bagi în cazino, iar după ce câștigi banii de aici, le trimiți lor 10%, astfel inducându-ți ideea că așa profită ei de tine. Așa că intri pe site-ul presupusului cazino trimis de ei, îți faci cont, scammerii te îndrumă, de exemplu, să depozitezi 200 de lei, garantându-ți câștig de 10.000 de lei, din care lor să le trimiți la sfârșit 1.000, că te-au învățat cum să te joci cu algoritmul. Ți-ai luat țeapă, te-au făcut să te concentrezi pe ei, în timp ce mânăria era fix așa zisele cazinouri online, care de fapt sunt doar niște site-uri făcute de șarlatani, nu niște cazinouri legitime. După ce ai depus banii pe site-urile lor, în special prin cripto, ți-ai luat și blog pe Instagram. Ai luat first-ul din numele lor, fiind prima oară când ai picat în plasa asta. Dar nu voi, pentru că sunteți băieți, fete și persoane non-binary istețe, iar astea sunt doar niște găinării puierile în care n-aveți voie să picați. De asta le-am și inclus într-un clip la comun, care nu este inclus în seria Hoți Cibernetici, că sunt găinării penibile, doar ne amuzăm și ne mirăm totodată de cât de cringe pot fi aceste țepe. Și cine știe, poate informațiile prezentate vă fac să înțelegeți mai bine cum funcționează, așa că data viitoare, când vreun prieten mai credul de fel vă întreabă dacă vi se pare pe bune metoda X de a făcut bani, să le ziceți nu și în 30 de secunde să le explicați mecanismul pentru a le concretiza ideea că este doar o altă țeapă. Și până data viitoare, nu uitați, goganca mea, cum a zis nenea ăla, este nevinovată. Nu dă țepe.